Salut tuturor și bine v-am găsit un episod. Astăzi, fraților, vreau să mișcăm Last Day on Earth, pentru că oficial s-a adăugat update-ul 1.7.2, despre care tot vorbim în ultimele episoade, adică nu prea am vorbit în ultimele episoade, dar am vorbit pe comunitate. Dacă nu știți ce e comunitate, este acolo o filă pe canalul meu în care noi discutăm câteodată dacă am ce posta. Așa că dacă nu ați activat clopoțelul, activați-l pentru că o să primiți și posturile acolo și o să vedeți când apare un videoclip nou. Dar să știți că în fiecare zi, de la ora 16:00 apare câte un episod nou, în afară de sâmbătă și duminică. De luni până vineri apare câte un episod nou. Ok, hai să dăm aici o cake pentru că am fost atacați de zombălăi. Și fraților, pentru ce fac acest episod acum, al doilea episod pentru pe astăzi, este pentru că am primit în inbox ceva foarte, foarte tare. Vedeți că aici avem un cadou în care scrie sorry. Vedeți o cutie pe care scrie sorry și aici scrie gift, adică cadou. Nu înțeleg pentru ce e, pentru că teoretic nu s-a întâmplat nimic, cine știe, wow. Nu înțeleg pentru ce spune sorry, dar abia aștept să văd ce o să primim în cutia aceasta. Chiar mi-e foarte, foarte interesant ce o să primim în cutia aceasta. Cred că o aveți și voi, nu cred că o am doar și eu. Așa că cred că o să primim aceleași chestii sau aproximativ aceleași chestii. Nu știu cum merge chestia aceasta. Acum și o să văd. Dar să mă uit ce item. N-am niciun item pe aici, ok. Hai să deschidem cutia aceasta. Inbox. Ne ducem la gift, îi dăm open și... Reward will be sent in to inbox. AK full modificat, ești nebun? Bă, mi-a dat steel bar. Bă, dacă am două steel bar. Nu, dar n-am steel bar. Bă, sper să-mi fi dat două, dar nu cred, cred că mi-a dat câte o bucățe de ficare. Dar de ce mi-a dat cutia asta? Cupon roșu. Bă, dacă mi-a dat un stack de ăsta. Ei, o brânză. Bă, dar dacă am două steel baruri, îmi fac military back pe cum eu mult iubit, pe care am pierdut eu. Fac ca un turbat din nou și acum și-a spuneți din nou că bă, turbat. Bă, dar 5 steel baruri. Am geanta înapoi. Am military backpack cu fraților înapoi. Modified AK-47, 10 oak planks, 5... Wow! 30 de tichete roșii, ești nebun? 30 cutie roșii am garantat. Fraților, mâine să apare episod cu Bunker Alpha, cum îl trecem. Știți că ieri am trecut Bunker Alpha, mâine îl trecem din nou, așa că vă aștept la ora 16:00. Bă, da, what the fuck, 5 steel bars. Am military backpack înapoi, băi, îs fericit, fraților, îs foarte fericit. Scrieți-mi și voi în comentarii dacă vă picați și voi chestiile acestea, sau măcar ce v-a picat, mi-e chiar foarte, foarte interesant. Bă, dar de la așa cadou chiar nu mă așteptam. Nu înțeleg pentru ce cutia aia, de ce am primit-o? Sorry, pentru ce sorry? Nu înțeleg. Bă, da-s mega fericit, bă, că am steel bars 5. Eu mi-am pierdut fucking tătii steel plate-urile astea. Pe toate mi le-am pierdut. Mă duceam în păduri și muream în păduri. Că mă puneam pe YouTube, m-am pus să fac în joc, m-am uitat că am intrat în joc, am intrat în păduri și muream. Că îți dă minte de cartofă. Și acum mi-a dat 5 steel bar, bă, cât de fericit, bă. Că e imposibil, e greu să-ți pici steel bar, steel plate-uri, chestii de-astea. Bă, dacă mi-a dat steel bar, mamă, bă. Bă, fraților, scrieți și voi în comentarii. Dați un like pentru asta, pentru Kefir. Sunteți bravo, băieți. Dar astea că ăștia de la Kefir sunt ruși. Dă să-i dăm așa un mesaj rusă. Spasiba, ruschi prieteni. I-am spus mulțumesc, prieteni ruși. Ceva de genul acesta. Nu prea vorbesc eu bine rusă, dar în general o înțeleg foarte bine și chestii. Dar spasiba very much. Mulțumesc foarte mult. Băi, da-s fericit, ești nebună, sunt foarte, foarte fericit. Dar să mă duc să-mi plantez și eu niște morcovi de fericiri, poate să-mi iasă niște turchii pe acolo. Mamă, da-s fucking fericit. Dar de ce mi-a dat cutie, sorry, ce ați făcut, mă? Că asta nu scrie nimic despre cutia asta. Dar știți de ce fac acest episod? Deci, cum am văzut eu cutia asta? Mi-a scris un abonat, Evil Phone episod cu Last Day acum și uite în inbox. Dar ce? Bă, nici poate să fie în inbox-ul ăla, nimica. Că practic n-are de ce să fie ceva. Și când colo văd gift, am început deodată să filmez și e țâță, frate, e țâță. E ca asta, pentru asta e bravo, frate. Pentru asta sunteți bravo, Kefir. Spasiba, ruschi, druzia. Așa.
Bă, dar sunt fucking fericit. Vedeți, aici am tot, să mă duc în pădure, mă duceam în pădure, farmam lemn, pentru că Rider M m-a furat de lemn, de 300 și ceva de scânduri, dar mi-am luat o lemn înapoi, nu-i bai. Așa, dar mi-au stricat zombălăiește ceva pe aici, dar ce mi-au stricat? Și vedeți și voi aici un update așa de bază, mi-am făcut pereți, mi-am făcut toată baza doar pereți, chiar dacă e degeaba, pentru că ăștia au făcut update acum că pereții de level 1 să dea mai puțin sunet și poți să fii raidat acum de tăți, Dumnezeii. Eu acum n-am să raidez, v-am zis pe comunitate că nu mai raidez, m-au oprit din raiduri. Acum că să raidez trebuie să te duci la radio, să-ți găsești raiderii, să faci questuri și după raidez. Da, eu nu vreau asta. Uitați-vă ce toți pereții de level 1, uite o grămadă de pereți de level 1, foarte, foarte șmecher. Mi-a făcut așa să fie, mi-a făcut chiar înainte să fie update-ul ăsta, dar dacă deja s-a făcut update, uite aici am fost raidat, ok. E, nu e așa mare pierdere, o facem foarte ușor, nu e problemă. Dar fraților, ce s-a întâmplat acum, ce mi-a picat din cutia asta, e foarte, 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 foarte tare, așa că dați un like, ne vedem mâine cu un alt episod, vă mulțumesc pentru vizionare, pa pa pe toți, pa pa, și nu uitați să vă abonați la canal!